eram în București și n-aveam bani de mașină, de tramvai, cum era atunci. Eu m-am apucat și tramvai cu cai, să știți. Popă Patatu a fost ultimul. Și era un sărac, eram pe trotuar. Un sărac, am văzut de departe, am ținut de picioare și intrat. Dar și el m-a văzut pe mine. Și a zis săracul, se pregătea, asta o să nu-mi pretraista acum, eu n-aveam nici bani de tramvai. Și să mă pregăteam cum să scap acum, Și am ajuns la el și am spus direct, dragul meu, ți-a ajutat picioarele mele, zic. Și cu lucrul ăsta nu se poate, dar uite, îți dau o mână caldă, că n-am nici bani de tramvai. Ce părinte, așa ceva nu mi-a dat nimeni, ai văzut? Considerați și pe ei. Nu treceți cu vedere, nu privi așa că tu ai, așa oprește-i, n-ai să poți, că ești într-o mișcare, mă, Doamne miluiește, Doamne, grija de celălalt. Dacă ăla e mama ta sau copilul tău sau tatăl tău acolo, tu nu poți să-l ajuți, dar ai putința să-l rogi pe Dumnezeu să-l ajute. E considerat o milostenie foarte apreciată de Dumnezeu. Grijă de celălalt, da.